Deci ați fost convocați în dispoziția numărul 91 din 27 22 în ședința ordinară. Dau cuvântul domnului primar pentru ordinea de zi. În primul rând vreau să spun bună ziua la cei care sunt prezent, cei care formau deliberativul și la colegii mei sau colegilor mei din aparatul executiv. O să mai anunț pe parcursul acestei prime intervenții, care înseamnă într-adevăr reamintirea ordinii de zi pentru a putea fi deliberată, acceptată sau îmbunătățită. La primul moment avem un proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului poate căutăne pentru metru al doilea, inițiator și semnal. Punctul al doilea înseamnă tot un proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului poate pentru metru al treilea, inițiator și semnal. Punctul al treilea, proiect de hotărâre privind modificarea programului de investiții al OAT Urdene pentru anul 2022, inițiator și semnat. Apoi, un proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice și aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, realizarea rețea apă potabilă și canalizarea satelui din Peșul Urdenești, cum am întâlnit după acolo. Și două rapoarte sau informare îmi doresc să le văd. Mai întâi, un raport privind activitatea desfășurată de asistență personală pentru persoane cu handicap pe semestrul 1-2022. Aici se menționează cu prezentul doamna Scutaru Plămânțe Elvira. Nu este o localitate, este plecată în interes de serviciu, să rute pe cineva. A luat un Bacău de astăzi. Va prezenta colega de compartiment, doamna Maria Șurlacu, da? La fel se întâmplă lucrurile și la o informare cu privire la stadiul lucrărilor de completare dată la legislativă. Pentru aceeași perioadă de timp, în semestrul întâi prezintă, aici se menționează domnul Mocan Florin, șeful care este în Consiliu, deputează, cel puțin în context ca cel de astăzi, doamna Pascu Vasilic. Le doresc succes. Să nu se teamă, este un slogan care este înscris în turnul gândiei din Târgoviște, un turn de apărare, când a dat pe timpul la Cefeș, scripta este în limba slavonă, neboișa, tradusă românește, să nu vă temeți, da? Cu mare succes. Să pun la vot ordine de zi, la un dată cine este pentru. Mulțumesc pentru un an de vedere. Și nu rămâne decât să invit președintele tău. Președintele de importante pentru ceea ce înseamnă transparență și dreptul la informare. Atât pentru cei prezenți, cât și pentru cei care pot să afle prin intermediul televiziunii ceea ce se discută, ceea ce este deliberat de către dumneavoastră. Este și o obligație legală. Am amintit de legea finanțelor
Republicii, care este modificată și completată printr-o ordonanță de urgență din anul 2010, mai precis articolul 49, alineatul 12. Am plecat la această obligație legală și îndreptățită pentru cei care doresc să fie informați. O să dau citire mai întâi proiectul de hotărâre. Să se aprobe execuția bugetului local pentru mesul 2 al anului 2020, conform anexelor 12 și 13. Ca de obicei, ele fac parte integrantă din presentul de hotărâre. După aprobare, primarul comunei și doamna Răducianu Romelia, consilier în aparatul de specialitate, vor aduce la îndeplinire hotărâre. Articolul al treilea, secretarul general al Comunei Bogdănești, domnul Joi Vasile, va comunica hotărârea compartimentului financiar contabilitate, primarul Comunei Bogdănești și instituție prefecțiului și lege Bacău. Pentru că este o perioadă specifică, fac mențiunea că neprezența domnului secretar general se explică prin cercetarea dreptului Consiliului de Ordine. Ați luat la cunoștință partea tehnică a ceea ce a însemnat sau ceea ce înseamnă execuția bugetară pentru mesul al doilea. Cred că de interes și în sinteză sunt concluziile care se regăsesc la acest raport privind executarea bugetului, raport care aparține doamnei Răducanu Romelea, consilier superior la contabilitate. Aș reaminti, pentru a avea material proaspăt pentru deliberare, aceste considerații. Veniturile proprii previzionate a încasate între mesul al doilea 2022 au fost în sumă de 1.100.000 lei și s-au încasat 1.537.020 lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare a planului de 140. Iar totalul veniturilor de ținere funcționale și de dezvoltare previzionată a încasat în mesul 2020 au fost în sumă de 9.072.000 lei, iar încasate în sumă de 6.033.564 lei, realizându-se un proces de realizare a planului de 67. Cheltuielile pentru secțiunea de funcționare și de dezvoltare previzionate pentru mesul 2022 au fost în sumă de 10.492.000 lei și realizate în sumă de 3.714.305 lei, ceea ce duce la un procent de realizare a planului de 35%. Cheltuielile pentru secțiunea de funcționare au plan suma de 2.802.000 lei și s-a cheltuit suma de 1.497.708 lei, ceea ce duce la un procent de realizare de 72%, aceasta demonstrând că cheltuielile au fost făcute cu responsabilitate, respectiv previziunile legale. Veniturile proprii previzionate pentru mesul 2022 au fost realizate în procent de 140%, deoarece s-au făcut înștiințări de plată, iar cei înștiințați au venit la sede primării și au chitat datoriile, s-au înființat opriri, iar datorită bonificației acordate la plată, au venit mulți contribuabili și au achitat debitele beneficiind de această bonificație. Cheltuielile au fost efectuate în funcție de prevederile legale și în funcție de angajamente legale stabilite în buget. La secțiunea de dezvoltare, planul la venituri a fost de 8.410.000 lei, iar cheltuielile efectuate între mesul 2 au fost în sumă de 2.216.547 lei, ceea ce duce la un procent de realizare a planului de 26. Cheltuielile la această secțiune au fost de 26%, pentru că timpul fiind favorabil, s-a putut desfășura lucrări pentru realizarea investiției
pe care o cunoaștem, adică rețeaua de apă potabilă și canalizare, statele Filipe și Bogdănești, unde s-a executat și plăți în sumă de 2.216.547 lei, acest fapt asigurând un proces de realizare amintit, adică 26. Față de cele prezentate, propun Consiliului Local Bogdănești aprobarea execuției bugetare a bugetului local pe trimestrul 2022, conform anexul 12 și 13 anexate la prezentul raport. Mulțumim, dar da, da. Definiție și sensul ei ca operație pe care o poate executa orice entitate publică, deci o entitate, o instituție, dacă vreți, care utilizează bani publici. În această situație suntem noi. La ce folosește o rectificare, respondem de la ideea că despune un cadru legal, ceea ce am și menționat în referatul de aprobare, oferă flexibilitate bugetelor publice și oferă posibilitatea de a rezolva problemele atât pe secțiunea de funcționare, cât și pe secțiunea de dezvoltare, conform obiectivelor, conform angajamentelor de plată la un moment dat. Ați văzut că, din punct de vedere tehnic, presupune sau conduce la ideea că trebuie să ai niște cunoștințe de specialitate. Am să dau citire proiectului de hotărâre care se referă și la partea tehnică, dar în primul rând se referă la cele două secțiuni ale bugetului, secțiunea de funcționare, secțiunea de dezvoltare. Deci, de vreme că nu e o problemă ai lipsă de credite, ai lipsă de bani, trebuie să identifici credite suplimentare, trebuie să ai venituri care poți să le ai din venituri proprii, din venituri primite sau din încasări. O rectificare poate diminua niște credite la un moment dat existente în buget, la care nu s-au cheltuit. De ce am folosit termenul acesta specific de flexibilitate? Că îți permite să iei bani de la capitole sau de la secțiunea unde ei sunt supra-dimensionat ca și cuantum de credite și le folosești pe principiul oportunității acolo unde ai deficit de credite. La primul articol propun aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul al treilea prin virarea de credite de la un aliniat la altul
în cadrul aceleași capitol, la secțiune de funcționare, cu suma de 25,5 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform situației anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul al doilea, aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul al treilea, 2022, prin virare de credite de data aceasta de la un capitol al cu suma de 50.000 lei la secțiunea dezvoltare de data aceasta, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform situației anexe ce face parte integrantă în prezenta hotărâre. Cu această sumă, de exemplu, de 50.000 lei, o să ne mai întâlnim la probabil următorul proiect de hotărâre. Suntem reamintesc la secțiunea de dezvoltare, care înseamnă investiții. În programul de investiții avem, printre altele, și modernizarea a două drumuri comunale. În momentul când s-a executat achiziția publică, s-a constatat că nu putem găsi un executant cu sumele prevăzute în buget. Știi toată lumea de ce care este contextul creșterea prețurilor la materie prime, la energie, la forța de muncă și atunci a trebuit să identificăm diferența de credite la oferta câștigătoare. Acest lucru s-a realizat la propunerea celui care a făcut referatul de specialitate, domnul viceprimar. Deci, prin această rectificare, acoperim diferența de 50.000 lei. Contractul a fost semnat, atribuit unul din cele două drumuri propuse pentru modernizare. Cel din Mungeni a intrat în faza de execuție, chiar astăzi. Articolul al treilea, după aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Răcăuțeanu Romelea, consilieră în aparatul de specializare al primarului Comunei Mungeni. Al patrulea, care este și de obicei, ultimul, după aprobare, secretarul general Comunei, domnul Mitre Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Mungeni, compartimentul financiar, contabilitate și instituții prefecturi de Dubacă. Așa de fundată. Mulțumesc, domnule. Nu există atunci și pe această comisie de specialitate numărul 1 pentru aprobare. Da, și acest proiect de hotărâre a fost realizat în urmă de 2 ani. Mulțumesc. Vom vota acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Următorul proiect, proiect de hotărâre privind modificarea programului de investiții al Waterloo Dănei Județul Bacău pentru anul 2022. Inițiator, domnul primar. Deci am anticipat deja și ne întâlnim cu speța pe care am prezentat mai înainte. Noi avem adoptat un program de investiții sau listă de investiții în acceptul doamnei contabil, un program de investiții în sfârșit. De data această modificare nu trebuie să o vedem ca ceva adăugat privind un nou obiectiv. Pur și simplu este de natură financiară. Adăugăm suma aceasta de 50.000 lei, ca să poată fi executat drumul cel mai lung, mai complex ca și execuție, cu o specificitate. Deci, ca să poată fi executată, a trebuit să identificăm și evident că ele au ezitat credite care să acopere valoarea contractului pe care l-a obținut același constructor care ne-a construit și podul în Slobozie. FMB este o firmă cunoscută și serioasă.
O să dau citire proiectul de hotărâre. La primul articol propun modificarea listei de investiții OAD Bogdanel Brezăbacău pe anul 2022 la obiectivul de investiții îmbrăcăminte pe Tuminoasă Ușoară la drumurile comunale 1505, drumul comunal 1511 și drumul comunal 1475 parțial pe Mura Bogdanel Brezăbacău cu sumă de 50.000 lei conform listei obiectivelor de investiții pe anul 2022 cu finanțare integrală de la bugetul local la OAD Bogdanel. Articolul al doilea, după aprobare, primarul comunei doamna Arcăuțeanu Romelia consilieră în aparatul de specialitate al primarului comunei Bogdanel vor duce la îndeplinire hotărâre. Și al treilea, adică ultimul cazul de față, după aprobare, secretarul comunei domnul Ceoi Vasile va comunica hotărârea primarului comunei Bogdanel și compartimentului financiar, contabilitate și instituții prefectului județul Bacău. Deocamdată atât în partea mea. Și acest proiect este la care l-ați numărat. Cine este pentru acest proiect? Proiectul hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea de ministrul general, actualizat în iulie 2022, în baza notei de constatare numărul 1169 din 8-6-2022, pentru obiectivul de investiții, realizarea rețea apă potabilă și canalizare, Comuna Bucănești, județul Bacău, prezintă domnul primar, domnul Sfântul Sfântul. În esență ați analizat aceleași proiecte hotărâre, că eu o să-i dau citire, i-am simplificat termenii, pentru că un titlu trebuie să reprezinte o chintesență a textului și în cazul de față sunt două lucruri de luată în considerare, în deliberare, cum vreau să spunem, și anume actualizarea indicatorilor tehnico-economice și, pe cale de consecință, aprobarea de bugetul general tot actualizat pentru obiectivul de investiții, realizarea rețea, apă potabilă și canalizare și satele Filipinei, cum vedem, programul de dezvoltare. Fără îndoială că detaliile sunt necesare, dar ele se regăsesc în, chiar în primul articol. În care am propus următoare, să se aprobe suplimentarea contractului de execuție pentru obiectivul de investiție, realizare, de rețea, apă potabilă și canalizare, satele Filipinei și Bogdanești, Comuna Bogdanești de facto, cu suma estimativă de 632.126,24 lei cu TVA, sumă ce poate fi actualizată la momentul de contări conform prevederilor legale în vigoare pentru următoarele lucrări. Ricola betonată carosabilă în lungime de 6 metri. De fapt, această ricola betonată, așa cum a rezultat și în urma constatărilor făcute cu reprezentanții constructorului, notă de constatare girată de dirigentele de șantier, trebuie să locuiască podețul care nu arată deloc bine, care se regăsește în stația de autobuz, care a fost amenajat, ca să nu-i spunem altfel, de către chiriașul care a locuit sau mai locuiește, asta are mai puțin importanță, în fosta gospodărie a fostului preot Constantin Simion. Arată cum arată și trebuie făcută ca lumea. Un șanț betonat, secțiune trapezoidală, lungime de 113 metri, sunt niște plotoane de șanț, tot aici, pe undeva vis-a-vis de primărie, în lungime de 113 metri, suprafețe de trotuare, care înstomează 2329 metri pătrat, suprafețe parcări, 405 metri. Probabil că ați fost informat
de domnul viceprimar cu care mă consult în aceste privințe și cu toți ceilalți colegi la compartimentul de achiziții și contabilitate și fără îndoială este ocazia ca să explic oportunitatea acestor lucrări. Bine, în aceste lucrări țin, așa cum am arătat în referatul de aprobare, țin de un proiect pe care îl cunoaște. Proiect care a parcurs o etapă importantă, și anume amplasarea în subteranul situat în centrul comunei, de o parte și de alta zonelor drumului european, a rețelelor de apă și canalizare. Evident că această operație nu a fost din punct de vedere tehnic foarte ușoară, din potrivă, dar a fost și este în continuare suportată de către oameni din comunitate. Ne-am concentrat conform publicațiilor din care de sarcini, din oferta financiară și conform inventarului pe care avem la domeniul public. La domeniul public al comunii avem aceste trotuare care sunt situate în centrul civic, putem să-i spunem așa, de la poliție până la drumul care se ramifică la ferma din deal. Și am identificat aceste lucrări care sunt menționate aici, pornind și de la o idee care o putem considera câteva componente. În primul rând, populația a suportat și eu n-am decât să mulțumesc stoicism, într-un fel, deranjul, mă rog, în fața locuinței, din centrul civic. Aici este cel mai intens trafic pietonal din comună, că, cel puțin de la pod, spre Tălpou, peste vale și celelalte drumuri, toate duc la punctele de interes din centrul comune. Părinte la poliții, lumea mai trece și pe acolo, și celelalte instituții, cea în care ne aflăm, primăria, centrul de aprovizionare, marketul, școala, biserica, până la locul de veche, pentru glumă, toți parcurg. Am pornit la o apreciere personală, am pornit la ideea că trebuie să o refacem, în primul rând, dar trebuie să o refacem gândindu-ne că așa cum o refacem, așa va arăta 10-15 ani. Am pornit la ideea să refacem aceste trotuare din perspectiva unei situații care nu ne-a avantajat întotdeauna noi. Noi nu avem un centru civic așa, poate cum au alte comunități. În primul rând, nu avem teren public. Aici lucrurile, la un moment dat, au fost fie pierdute, mă gândesc la un teren public chiar în proximitate, fie, pur și simplu, la un moment dat a fost strangulat și de construcții care s-au adăugat. În primele construcții, de obicei, sunt garduri, prevenirile. Și aici lucrurile au fost într-o evoluție, poate nu cea mai fericită. De-a lungul timpului, zona drumului a fost micșorată. Am gândit aceste trotuare să fie cât mai largi posibile, pentru că, în afară de
traficul funcțional, este și un loc de, de promenadă, atât cât oamenii mai cei tine, în primul rând, mai încearcă și acest sentiment în timpul pe care îl au, dincolo de griji, cel puțin în zilele de sărbătoare, să se simtă bine. Deci, din această perspectivă, măcar centru să fie aerisit prin ceea ce am gândit, prin ceea ce am măsurat și prin ceea ce va realiza constructul. Poate să facă lucruri bune în, în acest sens. De aceea, eu cred că este de, de mare oportunitate. Nu am avut nici cea mai bună libertate de a alege. Pentru că nu am avut posibilitatea legală să mergem decât cu actualul constructor. Pentru că dacă am fi căutat și alte oferte, cel care ar fi avut o ofertă, să spunem, mai convenabilă, n-ar fi putut începe lucrarea pentru că terenul se află deocamdată la dispoziția constructorului. Ar însemna să fie așteptat să preluăm înapoi amplasamentul, deci să facem recepția. Ori nu puteam să ținem lucrurile pe loc, apropo de stoicismul de care a dat dovadă populația. Pur și simplu să fie executat într-un timp rezonabil. Eu sper undeva până inclusiv luna septembrie, centrul să arate frumos. Să arate frumos, să arate aerisit, să arate așa cum merită comunitatea. Nici măcar nu am putut folosi bavarul care a fost recuperat tot. Am putut să refacem zona aceasta a statului, deoarece bavarul a avut o calitate superioară, dacă vă uitați la el, și pur și simplu a reușit să acopere aproape, dar nu în totalitate. Dacă vă uitați la extremitatea vestică, se oprește undeva cu un metru mai în față. Celelalte tronsoane, de unde a fost recuperat și depozitat bavarul, fie materialul recuperat este destul de obosit, destul de uzat și este de forme și tipologii care nu se mai fabrică astăzi. Nu mai găsește astăzi, găsește iurile acestea cu care suntem obișnuiți. Sunt mai durabile și așa mai departe. Cum spunea cineva, la un moment dat, pavajul este bun dacă este respectat. Trebuie să fie de calitate inițială și nu trebuie să circul cu calul, cu potoare, cu găluțe la un moment dat, pe așa mai departe. Am încercat să mai țin câteva lucruri de pus la punct. În zona cimitirului eroilor, acolo eu cred că trebuie să rămână așa cum am refăcut zona de trotuară. Nu este o formă finală. Și aici urmează să mai recuperăm din materiale. De ce? Pentru că am spus că atât zona stației, fiind un loc de staționare, cât și la cimitirul eroilor, ăstea trebuie să fie individualizate, personalizate. Nu pot să doarmi chiar asfalt, este tot și așa mai departe. Pe nota de constatare și pe, în legătură cu nota de constatare, există oferta constructorului pe care am negociat împreună cu cei de la contabilitate, domnul viceprimar și așa mai departe. Din trei variante propuse, din punct de vedere tehnic, am ales o variantă care înseamnă un strat
pe beton de 10 cm, ci pentru protejarea betonului strat de asfalt. În ideea că lucrurile trebuie făcute așa cum am încercat să explic că este bine pentru comunitate, dar trebuie să și dureze. Cam asta este situația. Și acum o să trec la articolul 2-lea. Valoarea totală a investiției, realizare rețea apă potabilă și canalizare statului de Bogdanești și Filipești, Comuna Bogdanești de Văcău, va fi deci actualizată la următorul cuantum. 19.500.401,12 lei, din care, de la bugetul de stat, aici avem contractul de finanțare în două etape, 17.689.070,19 lei, inclusiv de viață, de la bugetul local, 1.811.330,93 lei, inclusiv de viață. Articolul al doilea, pe care de consecință din el, propun să se aprobe debitul general actualizat în baza notei de constatare din 8.6.2022 a investiției realizare în rețea apă potabilă și canalizare statele Filipești și Bogdanești. Și articolul al cincilea, ultimul în cazul de față, după aprobare primară în comune, doamna Răuțeană Romene, consilier în aparatul de specialitate al primarului Romene în Bogdane, o duce la întreprinire hotărâre. Atât deocamdată. Mulțumesc pentru răbdare. Comisia, bineînțeles, e favorabilă. Amin. Mulțumesc. Cine este pentru acest proiect de hotărâre? Mulțumesc. Trecem la următorul punct. Raport privind activitatea desfășurată de asistenții personali pentru persoane cu handicap pe semestrul întâi 2022. Prezintă doamna Bucar. Mulțumesc. Raportul privind activitatea asistenților personali. În baza regimului prezintă semestrial un raport Consiliului Local Bogdănești. Conform fișei postului, asistentul personal a persoanei cu handicap are următoarele obligații. Să acorde îngrijire, supraveghere și ajutorul domnului sau adultului. Asigură alimentația corespunzătoare persoanei cu handicap. Servește masa, respectând orele de masă, asigurând vesela și condițiile igienico-sanitare necesare. Alimentează direct sau sprijină bolnavi care au nevoie de ajutor, urmărind educarea și formarea drepturilor de autonomie. Asigură igiena corporală a bolnavilor, al lingeriei de corp, articole de îmbrăcăminte, lingerie de pat, întreținerea curățeniei și a măsurilor igienico-sanitare. Asigură aplicarea tratamentelor prescrise de medici, sesizând la timp semnele de boală sau acutizare și ia măsurile ce se impun, transport spital, solicitare, control medical de specialitate la domiciliu. Respectă și sprijină realizarea planurilor de recuperare indicat de specialiști, chimioterapie, ergoterapie, terapie inițiate de centrele de recuperare. Participă la formele de perfecționarea pregătirii profesionale organizate de către DGASPC Bacău, subsemnată a Spitalul Lovița Elvira Bacău, aparatului de specialitate al primarului, a Comunei Bogdănești, analizând activitatea asistenților personale care au îngrijire persoane cu handicap grav, s-a constatat următoare. Dănicea Dina, asistent personal pentru fiul Dănicea Andrei, cu domiciliul în Comuna Bogdănești, de 121 de ani, se încadrează în gradul de handicap 1 grav, conform certificatului de grad numărul 4742 din 24.9.2011, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap,
pentru adulți este încadrat în statul de handicap unui grav cu termen de valabilitate permanentă. Brănici Constantin, asistent personal pentru fiul Brănici Ștefan, cu domiciliu în comuna Bogdănești, în vârstă de 20 de ani, este încadrat în gradul de handicap 1 grav, confort certificatului de grad, numărul 4227, din 3-12-2020, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru adulți, este încadrat în gradul de handicap 1 grav, cu termen de valabilitate permanentă. Desmerița Anișoara Crânguța, asistent personal pentru fiul dascălui Petru Vasile, cu domiciliu în comuna Bogdănești, în vârstă de 21 de ani, este încadrat în cadrul de handicap în grad, conform certificatului de grad numărul 547 din 21.02.2018, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru adulți, este încadrat în cadrul de handicap de grad, cu termen de valabilitate permanent. Și Gândăoană Teofilia, asistent personal pentru Mita Apostol Gabriela, cu domiciliu în comuna Bogdănești, stat Filipești, în vârstă de 61 de ani, este încadrat în grad de handicap 1 grav, conform certificatului de grad numărul 4789 din 26.09.2019, eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți, este încadrat în grad de handicap 1 grav, cu termen de valabilitate 24 de luni. Din vizitele efectuate la domiciliu rezultă că persoanele sus menționate beneficiază de îngrijire, supraveghere și ajutor permanent din partea familiei, asistenții personală și duc la îndeplinirea atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile conform firmei post. Vă mulțumesc! Persoane fizice cu domiciliu fiscal în satul Filipești, 266 de poziții.
persoanei fizice cu domiciliu fiscal în alte localități 1469 poziții, persoane juridice 36 de poziții. Ținerea la zi a evidențelor de registru agricol este o activitate cu caracter permanent care presupune efectuarea operațiunilor de modificare a datelor și informațiilor. În perioada semestrului 1 din anul 2022 s-au făcut modificările la rolurile agricole din registrele agricole pe suport de hârtie și pe cele pe suport electronic, conform documentelor depuse, s-au transmis datele de modificare către compartimentul taxe și impozite pentru stabilirea impozitelor. În semestrul 1 al anului 2022 s-au eliberat de la registrul agricol următoarele documente. Anexa 1 și 2 pentru atestarea posesiei exercitate sub nume de proprietar și identificarea imobilului, adeverințe necesare de la serviciul public de evidență a populației, adeverințe pentru APIA. Tot în această perioadă au fost întocmite și înaintate la Direcția Agricolă Bacău și la Direcția de Sănătate rapoartele și situațiile statistice solicitate. Au fost comunicate răspunsurile la cererile solicitate de persoane fizice, persoane juridice și anume Instituția Prefectului, Direcția Agricolă, Judecătorii, Executori Judecătorești, Societăți. La compartimentul agricol, fond funciar, s-au întocmit dosare pentru corectarea tabloarelor, parcelelor, înscrise eronat în titlurile de proprietate și s-au înaintat la Comisia Județeană Bacău, care la rândul a eliberat hotărâri în acest sens. S-au întocmit documentații și s-au înaintat la Comisia Județeană pentru obținerea ordinului prefectului sau înscrierea în titlul de proprietate a terenului de subplătiri pentru care, în unele cazuri, au fost rezolvate prin hotărârea Comisiei Județene. S-au întocmit titlul de proprietate, altele trebuie să primească răspunsul Comisiei Județene. În această perioadă s-a emis un atestat de producător pentru persoanele care au produse agricole pe piață. Pentru că o parte din persoanele fizice și juridice nu s-au prezentat să declare datele în registrul agricol în perioadele 5 ianuarie, 1 martie și 1-31 mai, conform articolului 11, aliniatul 2, din ordonanța numărul 21/2008, citesc, în cazul în care persoanele fizice sau juridice sau cele juridice nu fac declarațiile la termenele prevăzute, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se raportează din oficiu datele din anul precedent. Eu la noi intervenție. Dacă am repetat, chiar am cum că am verificat. Deci ea de la trecut în raportul de la Regiunea Comunitatea prin grijă primarului trebuie realizată. Era la noastră noi. Dar e fără îndoială că amândouă trebuie apreciate din ceea ce se numește perspectivă specifică. Gândiți-vă că nu întâmplător legiuitorul a prevăzut de două ori pe an, deci la jumătate de an și finalul anului, la compartimentul de asistență socială trebuie prezentate rapoarte privind activitatea asistenților. Și mi se pare feresc, pentru că dumneavoastră a aprobat și numărul de asistență. Ele o parte. Este firesc să cunoașteți felul în care acești practic angajați sau au contract cu primăria își realizează serviciile de îngrijire. De obicei, este o situație dramatică, pentru că cei care beneficiază de serviciile de asistență socială sunt copii, sunt membri familiei sau chiar adulți, copii îmbătrâniți și nu cred că cineva din cei prezenți aici ar dori să se afle în această situație. Încercăm să ținem situația sub control și sistemul asta face. Încearcă să ținem situația sub control. Este, cum să spun eu, o sintagmă aproape practică de frânt, de suiet. Ce înseamnă, de fapt, aici ținem situația sub control? Păi, automat, mergem la starele cele mai evidente. Lipsa resurselor, când mă gândesc la resursele financiare și la
de, știm cam fiecare de unde bea apă în viața dată. Asta se datorează fără îndoială și experienței celor de la compartiment, special a domnului Scutaru, Elvira, care are suficientă experiență în cunoașterea subiectelor, în cunoașterea asistentelor. Subiect, normal, pot fi și asistență personal, dar și de cei care beneficiază de acest serviciu. Sunt și cazuri în care se procedează cu speculație. Ne gândim pe o parte că sunt în dificultate, dar sunt și cazuri când încearcă să depășească ceea ce permite legea. Și e mai mult prin extrapolare, cred că ne amintim cu toți cele informații prezentate de mass media, când pur și simplu subiecții au fost transformate în obiecte. Ați văzut recent, nu are importanță postul de televiziune, când cei care trebuia să le fie alături să-i îngrijească, practic i-au înșelat, estropat, fraudat, să le pună mâna pe valorile patrimoniale și așa mai departe. Amintiți-vă de în timpul pandemiei, cam ce soartă aveau unii îngrijiți. Eu mulțumesc cel puțin unul dintre consilieri că a început să zâmbească când am pronunțat aprecieri pozitive la adresa doamnei care este limită, dar este o realitate, contează. Contează cu cine lucrezi în primărie, contează să ai oameni cu bunăvoință, contează să ai oameni pregătiți. Sunt domenii foarte sensibile. Asta este la noi, din păcate, oamenii au cam început să devină obiecte. La informarea prezentată de doamna Pascu, adică, iarăși sunt lucruri care trebuie să asupra cărora trebuie să vedem noi toți care formăm administrația. Pentru că dacă ați reținut un raport al celor care își au sediu fiscal în comunitate, păi și cei care își au sediu fiscal în altă localitate, nu se bine deloc. Din 2600, puțin peste 2600, peste 1400 sunt străinași, pentru că de părăște, nici nu mai au adrese și așa mai departe. Aici n-am cum să nu apreciez munca titanică a doamnei Iftică. E în lumină, o apreciez după aia doamnă. Pentru că merită. Știu ce se întâmplă. Că vine curtea de conturi și ne-am întrebări. Băieți, i-aveți în evidență la registru agricol, i-ați încasat? Nu i-ați încasat. Sunt firme care figurează la registrul comerțului, închipuiți-vă, dar ele nu mai au activitate, practic sunt desfințate de legul de vânt. Aparem cu ele, de-aia aparem în material la curtea de conturi. Să înțeleg, dar la curtea de conturi, mă rog, încearcă să-și facă treaba. Apreciez și cred că nu greșesc, dacă o felicit și pe doamna Pascu Vasilica, în numele dumneavoastră, noua angajată, care s-a integrat perfect în echipă. Este avantajată și de faptul că are studii de administrație publică. Vine la o firmă privată, unde nu își putea permite să aibă pauze prea dese, pentru că acolo conta câți bani am ducat la firmă. Este un câștig pentru administrație și cu ajutorul dumneavoastră, prin observații la care sunteți îndreptățiți. Este normal să reflectăm împreună că
Nimeni nu deține adevărul, nimeni nu știe pe toate. Câteodată chiar nu trebuie să le știu pe toate și așa mai departe, că fiecare are dreptul la o viață personală, la personalitate proprie, dar, repet, dacă suntem atenți, vom duce lucrurile mai departe. Mulțumesc pentru toată. Da, eu aș să sistemez o situație, chiar ieri am fost abordat cu cineva. Se pare că cineva din localitate, adică are legătură cu raportul acesta privind aspectele sociale. Este vorba de doamna Rezmeniță din Gotar, Cornelia, scuze-mi, să nu greșesc numele. Aurelia. Da, nu știu exact numele de mic. Se pare că este într-o situație foarte dificilă și a ajungat în compartimentul social, dacă poate să facă o anchetă, să vadă situația în care se află și în modul în care am putea să o ajutăm, dacă există posibilitatea. Da, soția, Vasile, Rezmeniță. Gaza. Gaza. Vară 100 de ani. Aici nu avem bază legală. E singurul care poate aproba premii Consiliul Local. Nu de primi. Nu vor să mai la primul lucru? Da. Mai am grijă de ea. Despre asta nu mai vor să mai mult. Dar dacă vorbeam de speculată, dar dacă cineva vine aici, pot să simplu să pună mâna pe niște bani, credeți că banii aia neapărat acum ne trebuie de fiecare dată? Eu nu am cerut bani, am cerut o verificare. Dacă putem să o ajutăm în un fel. Și pentru asta trebuie să bază legală are care nu sunt legale. Bază legală are ca un copil. Are două opinii. Are pentru de ziua și pentru de ziua. Are grijă de oră. Are 13 milioane. Nu vreau să spun mai mult, dar repet. Eu nu pot acoperi care că vreau acoperi. Și nici vreau merge în adevăr toți respecti. Aici e un drag. Bătrâna a ajuns rău. Bătrâna pe 30 până la asta, 400 de ani. N-avem decât propuneți o un proiect de hotărâre și din orice de hotărâre. Asta e poate. Nu am văzut că cea comune nu înseamnă centrul de lei sau de departe. Dar să fie mânată cu ei trebuie. Îmi cer scuze, fiindcă, dar vorbiți de ziua și colegul meu a spus așa, am făcut o anchetă socială, nu zic că să-i dăm bani sau să-i dăm bani. Deci o îndreptă mai bine. Deci femeia asta are pensie, are 100 de ani și n-are cine să-i dea lingura pe mâncare. Asta e de vorba. Nu e vorba de bani. Bani are. Aici e problemă. Nu. Am fost abordat special și nu aia bani. Repet. Aici e ședința asta. Nu v-a spus. Repet. Deci așa spun pe ăla. O să te trezăm cu maspedia, o să vă dacă am absențat din ea. Propuneți un asistent, ceva, dar nu mă ne poate, nu am nimic, vreau să-i ajutăm. Ieri am fost la tatăl meu, am făcut o anchetă și eu să fac aici. Băi! Dar o să merg! Faceți bună o anchetă socială și nu așteptă să vă rădăcă. Da, domnul, ieri ne vedeți. Se va face o anchetă socială, că nu am anchetă, nu am anchetă, nu am anchetă. Deci, da,
problemă, doamna Zuleanu, nu l-ați adus la aprobare. Vă supun acolo la aprobare. Dacă l-ați adus la mapă... Că nu l-am adus la mapă. Și de-aia l-ați adus la mapă. Nu am avut nici proiectul de investiții din centrul la mapă. Dacă l-am adus la mapă, veni cu aprobare. Deci eu nu l-am adus la mapă. Pentru că nu l-am adus la mapă. De asta întotdeauna, când veniți la mapă, le lăsau la mapă. Eu am văzut mai iertat. De exemplu, la Consiliul Județean, de vreme de parte, aprobarea procesului verbal figurează la primul punct din ordine de zi. Sunteți de acord? Da, așa se făcea și practic. Am zis, e același lucru, că la aprobare, când se da, normal, cam așa se pune. Da, așa se pune și până așa se făcea până acum. Da, supuneți la aprobare. Da, deci avem o singură solicitare pentru Consiliul Local din partea JMPS Bacău. Către Consiliul Local a Comunei Bogdănești, județul Bacău. Conform ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, 1570 din 7-6-2022, publicat în Monitor Oficial 633 din 28-06-2022, s-a stabilit modelul cadru al acordului de colaborare dintre gestionarul fondului cinetic și unitățile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinetic, cu obligația de a încheia în maxim 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prevederilor ordinului a unui acord. Vă trimitem anexat acordul de colaborare, întocmit și completat în conformitate cu prevederile legale menționate mai sus, cu rugămintea de a-l semna și ne a returna un exemplar cât mai repede posibil spre a fi transmis mai departe structurilor teritoriale de specialitate. Cu deosebită considerație, JMPS Bacău, director arhiv Florin Alexandru. Aceasta e singura solicitare. Atunci, cum poate să fie expuse de clasă din